Uite, dacă tu ești surd. Uite, domnule Montan. Care treaba, băgică. Ce-ai pățit? Bă, cred că am răcit, că nu mă simt așa de bine și cred că am febră. Crezi că ai febră, bă, ești roșu, bă, auleu, bă, ești ok? Băi, uite-l ochișorii mei, zi-mi, dacă îți pare că eu sunt ok, băi. Nu sunt ok, îți dai seama că nu sunt ok. Stai, bă, stai, am un remediu special pentru tine. Ce remediu, bă? Dăm drumul la apă recii. Băi, ești turbat, eu sunt răcit și tu îmi dai cu apă reci, băi! Stai, bă, acolo, doar ia-și fă băiță. Băi, te rog eu frumos, mai bine lasă-mă să mor în pată, decât să mă mai tratez tu. Aoleu! Bă, taci, bă, din gură. Are domnul Motan grijă de tine. Aoleu, unde mi-i telefonul să sun la salvare? Nu sun, bă, la nicio salvare, eu sunt doctor. Băi, tu ai putea să fii doctor în multe chestii, dar numai doctorul meu să nu fii. Bă, pe lângă faptul că vreau să te ajut, mai și comentez, nu? Băi, decât să primesc ajutorul tău, ți-a zis, mai bine stau aici și mor din răceala asta decât să mă ajut tu, că așa mă omor tu mai repede. Nu e adevărat, stai aici că ți-aduc eu să-ți fac o supă, ceva frumos, da? Băi, du-te și fă-mi o supă, te rog. Bine, bă, bine, hai că-ți fac o supă. Bă, de ce era ușa deschisă? Nu știu, nu pun întrebări. Ia, bă, să vedem ce am aici să-i fac supă. Bă, da, e gol frigiderul. Stai așa, cam în subsol, cred că. Aoleu, bă, dă-ți văd dacă am ceva aici să-i fac o supă. Aoleu, bă, dar nu mai am nimic, nicio legumă, nimic. Bă. Stai, bă, că le sparg acum. Aoleu, mamă, ce mă doare capul. Bă, dar nu mai am nimic, bă. Trebuie să-i fac o supă rapid. Gata, știu ce. Opa, o piatră. Ia să vedem. Piatra asta ce-i cu ea? Aaaa, mi-am dat cu piatra în cap, doamne! Ce incapabil sunt. Ui, îmi faci odată supă aceea că nu mai pot. Aoleu. Da, bă, da, stai așa că am avut de-a face cu o piatră. Vai de capul tău, ui. Stai, bă, dă să scot piatra asta afară și să mă duc să o bag în tigaie. Vai, mamă, ce supă îi fac. Supă de pietre, dacă ați mai mâncat vreodată. E genială. Genial de bună, ce pot să zic. Așa. Mai spălăm piatra? Nu mai spălăm piatra deloc, fii atent, o pun aici pe masă. Aoleu, ce greu e să pun piatra asta pe masă, vai de capul meu. Așa, și aici o cioplim puțin, așa, se pare că nu e pe jos, știi? Îi dăm și puțin foc, ia uite ce bine. Aoleu, ce piatră frumoasă îi dau să mănânci. Vai, abia aștept să văd ce o să zică. Au, bă, dar nu pot să-i duc piatra, ai. Ei, domnule Botan, mi-ai făcut odată ăla. Da, bă, da, e o problemă cam mare, că se pare că piatra asta e cam posedată. Ei, ce piatră e? Ei, eu ți-am să-mi faci supă, ce piatră vorbești? Ei, tu glumești de mine, tu-ți bați joc de mine, ei? Ia și mănâncă, că e foarte bună. Au. Cam frigid, dar e bună. Uite, ia de aici. Ei, da, e o piatră, au. Și de ce o arunci? Aaa, mi-ai aruncat-o în cap. Vai, de capul meu, bebegică. Băi, eu îți fac piatră la tigaie și tu ce faci? Băi, zi-mi că nu ți-am aruncat un rinichi ca să ai piatră la rinichi după. Da, mulțumesc frumos, ce pot zic, așa am piatră la cap doar. Aoleu. Bă, dacă piatra mea nu ți-a plăcut, atunci haide să mergem la o plimbărică. Băi, dar nu am putere, băi, mi-e rău, băi, nu mai vreau, vreau doar să stau în casă să dorm. Nu stai nici în casă, vai de capul tău, hai, fii atent, te duc la o plimbărică și o să-ți revii, da? Bă, dar cam roșu ești, auleu, bă, dar ești fierbinte tare. Băi, și eu știu mai devreme că am febră. Băi, tu ești surd, tu folosești tu reclicele astea, auzi, sau ce faci? Da, bă, da, știu, stai aici că revin imediat, da? Du-te mai repede și adu mașina sau ce faci și să mergem la o plimbărică, hai. Acum. Hai, bă, să mă duc să le iau pe bebezică. Băi, nu mă călca! Wow. Cum de data asta nu m-ai călcat? Bă, cam mil de tine, de asta nu te-am călcat. Dar hai, vin aici pe mașină. Așa, pune-mă frumos acolo, vai da ce mi-e rău, nu mai pot. Uei, că nu mă calci! Bă, dar practic nu te-am călcat, ai căzut de pe capotă. Aoleu, vai de capul tău, bă. Hai doar să mă iei odată și să mergem. Bine, bă, bine, hai că mergem. Te prinzi de țeava de eșapament, da? Aaaa, hai că m-am prins, hai da, mergem. Aoleu, și mă doare. E așa rău, doamne, ia mă. Hai da, bă, taci din gură și mergem. Iahuu!
Hai, bebegică, că ajungem imediat. Aoleu, bă, dar unde vrei să mă duci? Bă, ne întâlnim cu cineva special. Ui, cu cine e? Că eu vreau să mă întâlnesc cu un doctor, poate. Păi, da, bă, un doctor. Ia uite. Vai de capul meu. Bă, ăla-i cumva șobolanul. Poate. Bă, dar ce vrei să vorbesc cu el? Dar nu-ți vorbești, face bine. Bă, da, cumva te-ai făcut mai roșu. Aoleu, bă, bebegică, stai aici, că imediat vorbesc cu el. Bă, bă, trezirea! Ah! Nia-nia! Ui, care-i treaba? A, tu erai. Domnule Motană, ce faci? Unde-i? Unde-i bolnavul? Ai acolo? Ia, uite-l, bebegică, da, ce faci? Nu te simți bine? Ui, tace-i. Și așa bolnav cum sunt, tot-i bat. Ui, ce să bați tu, ei? Ui, uite la tine cum arăți. Ești ca un ardel roșu. Bă, gata, bă, nu-ți mai bate joc de el, trebuie să-l ajutăm, că și el e mic și bolnăvior, săracul. Da, ai dreptate. Trebuie să-l ajutăm cumva, dar fii atent. După tufișul ăla din spatele meu, găsește o sticluță cu un remediu. Ui, nu l-a ascultat, te rog eu frumos. Mai bine du-mă la spital, ei. Te rog, nu lăsa să fac experimente pe mine. Bă, dar nu-i niciun experiment. Cine ți-a zis că e un experiment? Bă, e un experiment? Nu, doar dă-te și a sticluță și dă-i-o. Bă, sper să nu fie un experiment, dar mă duc acum. Aoleu, bă, pe aici au zis? Ia, bă, dă să caut pe aici, nu văd nicio sticluță. Bă, sigur e aici? Da, bă, da, e aici. Aoleu, ia uite-o, ai găsit-o? Da, bă, uite, am găsit-o. Adu-o încoace, hai da. Acum, bă, acum, stai așa. Bă, bebegică, fii atent, îți dau asta să o bei și speră să te simți mai bine după. Hai de capul meu, bă, dar nu vreau. Bă, și în vreo 10 minute așa ar trebui să-și facă efectul. 10 minute? Atunci așteptăm, bă. Bă, au trecut 15 minute, oare o funcționat? Bă, eu cred că a funcționat, dar nu cum trebuia. Auleu, bă, ce-ai pățit? Bă, nu știu ce era licoarea aia, bă, dar mi-e rău, mi-e mai rău și mă simt groaznic. Deci nu a funcționat experimentul. Bă, dar ai zis că nu era experiment. Te-am mințit, bă, te-am mințit, ce, nu ai mai fost mințit în viața asta, să ia aia. Da? Mă minți, da? Wait, no! Au! Nici nu știi să arunci ca o fetiță! Au! Ui, pentru că ai acceptat experimentul ăsta, o să suferi consecințele, domnule Motan. Aoleu, nu. Bă, nu, bebegică, au. Ei, așa-ți trebuie. Uite ce mi-ai făcut. Hai, bă, că mergem la spital, acum mergem. Hai, da, mai repede. Hai, bă, du-mă odată. Bă, privește partea bună, măcar nu mai ești mare, știi? Ei, ți se pare că eu sunt ok? Acum, serios, vă uite la mine. Uite-o leacă ce îs multicolore, ai zici că-s cameleon. Bă, taci din gură că o să-ți revii. Ui, e o parte bună totuși, nu mai am febră, cred. Dar tot văd culori, aud sunete, aud culori și văd sunete. Da, halucinez deja. Te pun aici în pătuți și... Domnul doctor, veniți aici cu mine. Aoleu, nu, vă rog. Domnul doctor, trebuie să-l faceți bine pe bebegică pentru că este puțin cam rău, cred că o răcit. Și de ce arată așa la răceală? Nu cred că ți se schimbă și pielea. Asta e partea a doua. Am încercat eu o licoare piel. Vai de capul tău, ești cumva doctor? Am auzit comentarii? Nu, acum îl fac bine, promit. Hai, du-te înapoi și sper să-l faci bine. Bine. Bună, bebegică. Nu, nu, tot închide ușa. Bine, închid ușa. Bă, au trecut deja 5 minute. Ce se întâmplă acolo, oare? Te rog, ia ligurița asta cu sirop. Ei, nu te atinge de mine. Las-mă, nu. Nu. Bă, dar ce ați făcut, bă? Bă, bebegi, cât ți-ai revenit măcar? Auleu, nu mai pot. Doamne ferească. Vin încoace să zic ceva la ureche. Ce vrei să zici la ureche? Ei, dacă vreodată, când nu mai este rău, nu mă duci la spital, te bat, te nu mai știi ce cu tine. Domnule doctor, sunteți bine? Mă doare! Cred că e bine și domnul doctor. Bă, am un cadou totuși pentru tine. Ce cadou mai ai, bă, pentru mine azi? Stai așa, că e afară. Așa, ia să-i duc eu cadoul lui bebegi, că sigur o să fie bucuros. Băi, dacă e o bombă, vai de capul meu, ia-o afară! Bă, ești într-un spital, bă! Bă, dar nu e o bombă, e un artific! Lasă-mă cu artificul tău, că știu ce e asta!
Ia uite, bă, uite, nu explodat din prima, trebuie să mai dăm o dată. Băi, de căpătoni, băi, nici să explodezi o bombă, nu știi. Aaaaau! Te urăsc, domnule mutant, te urăsc. Bă, bebecică, și eu te iubesc.